Pacea Domnului Iisus, iubiți mei frați, iubite surori de pretutindeni, aș vrea ca în această mărturisire să vă spun lucrurile care eu, personal, le-am avut în timpul comei. Când eram într-o comă profundă, trei zile, trei nopți și jumătate, șansele nu erau. Copilul meu, Iacob, o întrebat pe soție și o zis, mami, câte zile să dormim ca tata să vină acasă? Copiii stăteau în post și soția a zis, trei zile, trei nopți și jumătate. Și copilul nu înțeles. Și a zis, mami, dar arată pe degete. Și a arătat așa trei degete. Și soția a zis așa, un deget e o zi, al doilea deget e a doua zi, al treilea și jumătate. Și așa l-a explicat și copilul știa. Cineva a dus bomboane să dea la copii în timpul ăla. Și copiii zice, nu mâncăm, că suntem în post. Că au zis, zis domnul că tata va veni acasă după trei zile, trei nopți și jumătate. Iubiții mei frați, iubite surori de pretutindeni, când eram în coma aceea, nu știam că am copii, nu știam că am soție, familie, biserică. În momentul când am fost în comă, Știam că exist, dar eram nemișcat, așa telepatic. Ajuns să rămân în lucrurile, eram conștient de tot ce se întâmplă, de era o altă lume, era o altă gândire, o altă privire, o alte lucruri. Deci tot cu ceva altfel față ce era pe pământ. În momentul când am ajuns, am adormit în coma ce nu știu ce au făcut doctorii cu mine, ce nu au făcut, nu știu. Dar atâta știu că pământul să, să, așa desfăcea și mergeam ca să vă pot explica cam cum pot eu cuprinde în mentalitate. Dacă vedeți dumneavoastră că e secetă și pe asfalt e înfocat asfalt așa înfierbentat și aruncați o cană de apă și sorbă asfaltul. Nu, cam așa simțeam eu că mă sorbă pământul. Nu, nu, pot să spun iat, locuință. Era o locuință, am ajuns acolo fără să vreau, fără să, să gândesc să ajung acolo, nu doream să ajung. Stând în acel loc, mergeam, mergeam până când m-am oprit. În momentul când m-am oprit, eram singur el, Nu era lângă mine absolut nimeni. De la o distanță vedeam că vine o lumină cât o stela, stea care se vede pe cer. Să apropie se răs, se apropie, se apropie și lumina aceea, cu cât se apropia lumina, zona, locul în care eram. Acolo unde eram nu era nici noapte, dar nu era nici zi. Exact cum se creapă de ziua, adică de dimineață, cam așa ceva. Deci nu era beznă, beznă. Deci era așa care puteam să văd, în jur de -un jumate de metru, mai încolo nu puteam să văd lumina ce eu adus în fața mea și în lumina ce când o ajuns în fața mea, în partea stângă mai a apărut încă un om. Știam că e satan, diavolul. De ce știam? Că în cunoștință știam exact tot ce este. În partea dreaptă era solul Domnului. Și solul Domnului avea o carte, dar și din partea stângă tot o carte. În jur de un metru jumătate era cartea. Așa gândeam în mentalitate, cum vedeam eu. Și după ce se deschidea cartea, eu nu vorbeam, am rămas blocat în ce privește vorbirea. Dar am rămas conștient în ce era gândirea. Și comunicările se făceau cum eram eu la mijloc, în partea dreaptă era solul Domnul și în partea stângă era solul satanic. Nu se vorbea, nu se certau nimic. Deci se deschidea. Și atunci era o comunicare pentru sufletul meu. Comunicarea care era, eu știam. Și când se deschidea, de exemplu, era o, o prima foaie, era foaia familiei. Cum trăiam eu viața în familie, față de copii, față de soție? Cum eram în familie și cum eram în biserică? Diferență. Eu în biserică, cu inima deschisă, în biserică cântam, predicam, acasă mai ciudat, mai nervos așa, Bă, străgam pe copii, străgam pe soție și nu se compara foia cu familia acasă și foia cu biserica. Și atunci a se calculat totul, în biserică din două ore, când eram în duh, aveam trei minute și 6 secunde. Și în momentul ăla, când era 3 minute și 6 secunde, eu în biserică ce făceam? Nu, când cântam? Ca să fiu eu văzut, să fiu eu ascultat. Și la mine să-mi spun o Aleluia, la mine să-mi spune de Doamne, vorbește Doamne că robotul -o ascultă, la mine. Dar când predica altul înaintea mea sau după mine eu stăteam așa, nu-mi plăcea, băga motive și că eram om cu motive, cumva, nu-mi nu, nu convenea. În timpul ăla câștiga vrăjmașul, că cuvântul te ajută, roagă-te. Roagă-te. Roagă Pentru că care vorbește, Doamne, dacă nu are înțelepciune, de înțelepciune. Nu are pricepere, Doamne. Fă să înțeleagă ce înseamnă pricepere. Că în Eu 28 cu 28 spune că începutul înțelepciunii, este, adică frica de Domnul este începutul înțelepciunii, iar depărtare de rău este priceperea. Și atunci, Doamne, luminează, lucrează ca să. și tăi mă rog mai mult aș fi câștigat. Dar eu m-am gândit în mentalitatea mea că dacă știu cât știu, este suficient. Ăla nu știe. Și totul, gândirea mea era ca o bandă. Și totul era acolo notat. În dosarul ăsta, la altă, în partea stângă, erau oarele. Oarele. plin acolo puse și era ca un fel de pătrățele. Totul le-a complectat și completarea se face. Completarea mâniei, completarea bârfei, completarea nemulțumirii, făceam rugăciuni de mulțumire. La final, Doamne, îți mulțumesc pentru programul care a fost, mulțumesc pentru cântăreți, mulțumesc pentru predică, mulțumesc pentru Duhul Sfânt, mulțumesc ce ai fost cu noi, facem mulțumire. Dacă dar când ieșeam de acolo, nu mai era în registru îngerul mulțumirea, că era din coce. Că eu după ce am făcut mulțumire, după ce am venit, n ai văzut cum o cântat ăla, ai văzut cum o predicat ăla. Și eu n-am știut. Și după toate aceste lucruri, în ce m-a trecut Domnul, am înțeles că când ai zis mulțumesc, Doamne, cu mulțumire, păi e mulțumit. Eu dacă am mulțumit Domnul și cum striga măcar o mână, măcar un picior, să mi Doamne, în strigătele la cele. Și nu a fost așa. După un timp, după ce au trecut o oră aceea care se calcula acolo, care îngerul Domnului a zis, în timpul ăla am fost sorbit, așa, cum am, ca un sorb să a acolo, văd că m-au scos, așa, ca pe întindere, ca miere de albină. Când m am întins de acolo, așa, m-au tras, am rămas și parcă am tras așa aer în, în mine, în viață, în, parcă totul am luat viață din nou, tot tot nou. După acele suferințe care am trecut, n-aș dori două milisecunde. Credeți-mă ce vă spun, două milisecunde. N-aș dori cineva să vadă într-un vis așa ceva. După ce am fost orbit de acolo, vedeam să fiu îndrăzneț. Adică ce îndrăzneț? Întrebam tot ce vedeam, eram curios. Erau multe gropi, în gropi era omenirea, în gropi erau multe, 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 multe. Cum cuvântul spune că în împărăția cerului sunt locașuri și acolo sunt multe gropi. Sunt multe, depinde una, diferă una de alta. Și când era eu puneam întrebări și am zis, Doamne Iisuse, dar cine sunt aici? Zice, aici sunt în groapa aceasta în care sunt strigăte și vezi, zice, aici sunt cei care vesteau lumina. Vorbeau despre lumină, că eu cunosc, că ei știu, că ei sunt luminați și vorbeau despre ei, dar ei n-au trăit lumina. Și pe baza că n-au trăit lumina, aici este celul aceasta și ei sunt aici mărgând pași, câteva pași, nu știu dacă am cu doi sau trei pași, era altă groapă, iar doi, trei pași, altă groapă, doi, trei pași, altă groapă și diferea atât așa. Dar la doi, trei pași era. Diferența între una și alta. Și cărarea pe unde umblam era foarte așa pusă cumva între gropi. Și așa era ca cu, cu de la ouă. Și era așa o dungă care puteai să pășești să mergi. Și mergea mai departe și am pus, Doamne, aici cine sunt? Păi în celul aceasta erau țipete, dați-ne aer, dați-ne aer prin urechea unui ac. Și când cereau aer, nu era așa, solul Domnului mi-a zis. Deci aici sunt cei care în viața lor au fost nemulțumiți. Au aer pe pământ, au avut verdeață pe pământ, au de toate. Numai nu i-am putut mulțumi. Erau nemulțumiți de predică, erau nemulțumiți de cântări, erau nemulțumiți de soții, soții de soți, erau nemulțumiți de atâtea lucruri și viața lor numai nemulțumire. Și au totul pe pământul ăsta ca să fie mulțumiți. Și aici este celula nemulțumitorilor. Pentru nimic. Ei nu erau mulțumiți. Orice era, numai nu erau mulțumiți. M-am dus mai departe. Era o celulă în care era groaznic. Era o fiară, parcă cât o formă de un elefant, așa am văzut-o eu. Era colorat, așa, Uh, cum să spui, păr colorat, era așa multe culori și sub pielea lui erau așa niște modele. Și am zis, Doamne Isuse, zic, de acolo cine s țipau, strigau de durere. Și domnul, surul, domnul mi-a zis: "Acolo sunt cei care l-au împodobit pe stăpânul diavol. Că și Tatăl, Creatorul, o creat omenirea. Și oamenii care au împodobit pe trupul lor n-au fost mulțumiți. În loc de păr roșu ăsta, negru cu roșu, în loc de uh, roșu făcut albastru și tot felul de culori. Deci n-au fost mulțumiți cum i-a creat. Templul Duhului Sfânt este trupul nostru. La trupul acesta nu se adaugă. Numai sfințenia se adaugă. Jerfa, că Domnul zice, aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Asta vrea Domnul să aducem. Și nu, le-am podobit. Cu tot felul de lucruri am pus pe trup. Și la tata nu i-a plăcut. Solul Domnului a zis, păi el l-a împodobit. E spuneți că pe mine m-au cinstit. Că pe mine m-au slăjit. Dar erau hainele lor, erau îmbrăcămintele lor, erau tot, tot, tot. Ei numai numele mi-au purtat, dar viața nu s-a cu ceea ce ei vorbeau. Vorbeau despre mine, o zis, solul Domnului, dar ei nu se împodobiau cu smerenia totuajele care sunt culorile care vezi sub piele, zice totuajele care e pusă pe trup. Iar culorile este vopsirea părului. Vopsituri care se fac, așa ceva nu se face din smerenie, din mândrie, că orice vopsătură se face să fie mândru. Cumva nu față de Dumnezeu, față de oameni. Mândru față de primar, mândru față de... Ca să fim mândru și frumos față de omenire, trebuie să trăim frumos. Dacă luminăm spre Hristos, ne luminăm de bucurie. E frumos. Eu nu dau lege, eu spun ce am văzut, ce mi-a arătat. Și era lucrurile groaznice. În ceea ce vreau să vă mai spun continuarea, m-am dus așa mai departe și când am ajuns acolo mai departe, erau alte lucruri. Și în lucrurile acelea am zis, Doamne Iisuse, Aici sunt lucruri și obiecte care eu ți le-am dat în numele tău. Cum de ajung în această celulă? Era o groapă și în groapa aceea erau lucruri care eu am dat în numele Domnului. Și a zis solul Domnului așa, vezi lucrurile acelea? Pentru că când ai dat ceva, din ce ai primit, din ce ai avut, ai dat, vrăjmașul a zis, de ce ai dat? Trebuia să dai dincolo. Dacă ai dat dincolo, de ce ai dat dincolo? Că trebuia să dai dincoace. Și te deruta. Tu nu te-ai lăsat de Duhul Sfânt. Dacă ai dat ceva în numele meu, zice Domnul, să fie primit și răsplătirile Hristos le dă. Eu n-am făcut așa ceva. Și am zis, Doamne, să dar sunt lucruri care nu le-am dat în numele tău. Cum de-a ajuns în locul acesta? Deci, aceste lucruri care s-au luat, pentru că la lucrurile care ți s-au luat, prin amenzi, prin pierdere, prin lucrurile acestea, nu ai cărtit atâta, n-ai fost atâta mulțumitor, n-ai fost atâta să le amintești, să le pomenești cum ai fost la cele date. Și asta este diferența între una și alta. Ca să vă spun dacă ai o vacă și vaca mulci și ai un litru de lapte sau o găleată și dai la alții, în numele mm. Domnului găleată aceea, cu lapte, sticla cu lapte. Deci nu, nu, spune vrăjmaș atunci nimic, dar după două, trei zile, după o săptămână te urmărește și merge și zice, mă vecine, și am dat o sticlă de lapte, o greată cu lapte. Uite, la tine am dat la copiii tăi. Și am tu așa vorbești despre mine. Și încep reușări. Iar dacă vaca, care să mulți, să putem pricepe lucrurile care sunt. Că sunt niște lucruri foarte ciudate. Și să facem lucrarea cum e plăcută lui Dumnezeu. Iubiții mei, sunt lucruri și frumoase, sunt lucruri care noi le-am trăit și le trăim în fiecare zi. Și ceea ce am învățat în suferință, în toate teologiile n-aș putea învăța. În lucrurile acolo am învățat care sunt lucrurile și de ce să mă feresc. Și Domnul să mă păzească. În momentul când m-am dus iar au fost o celulă, în celula aceea era o fiară cu 23 de capete. Gura era în formă de ventuză și care tatăl se sorbea. Și am zis, Doamne, da, într-o singură celulă o, singură, o fiară din asta așa uriașă? ce face Fiona asta? Și întrebam și zice, vezi, ei sunt uniți, 23 de capete, dar aveau o codă. Și fiecare cap, toate capetele care erau, parcă erau unite, dar aveau aceeași direcție. Și pe un cap era mai mare, unul mai mare, unul mai mic și diferent între unul și altul. Dar tot la o codă, deci în același duh, în aceeași lucrare. Și au zis, primul cap care îl vezi, aceea va fi hula împotriva Duhului Sfânt. Din capul ăla, din rătnetul ăla, din gura aia când deschidea, era hule. Și oamenii erau pucăiți și vorbesc, dar nu înțeleg. Mulți și hulesc pe Duhul Sfânt. Îl hulesc în tot felul, nici respect. Credeți-mă, frați ortodoxi, li frică să vorbească de Duhul Sfânt în așa fel cum se vorbește în multe locuri. Ferească Domnul câtă hulă să aduce pe toate aceste ecranele care sunt a telefonilor și se aduce multă hulă și Dumnezeu nu vrea așa ceva. Și zice, el conducea hula. Al doilea era un alt duh și asta este duhul curviei, că zice templul Duhului Sfânt, e trupul. Și mulți vor cădea în păcatul curviei în care să nimicească templul, să margă și apoi să zică Domnul este bun, Domnul iartă și Domnul face. Și cine vrea să Purvească îl caută pe David, cine vrea să bea îl caută pe Timotei, dar cine vrea să fie sfânt îl caută pe Domnul, pe Iisus Hristos, să fie cu el acolo, Domnul să ne păzească. Și fiecare cap avia direcția lui, păcatele lui, călăuzirile lui, în tot felul și omenirea nu înțelegea, credea că este bun și totuși acolo stăpânea acea fiară pe multe celule. Lucrurile groaze nu vreau să panichez, să vorbesc lucrurile acestea și nimeni să nu se pocăiască de frică, ci din dragoste pentru Hristos. Vă spun înaintea lui Dumnezeu lucrurile cele mai frumoase, că de, 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 de lucruri rele îi sătulă omenirea, îi sătui oameni. Parcă nu mai este ceva bun de vorbit, peste tot, parcă și oamenii politici, numai lucruri rău și rău și rău, descoperi prin Duhul Sfânt despre rău, predici numai despre rău și lucrurile astea. Și apoi începem și noi. De eu vreau să vă spun că cel care s-a pocăit din dragoste pentru Hristos trece de la moarte la viață. Nici nu -are, -are rost să le vorbesc de lucrul acesta. Vreau să vorbesc încă ceva. După toate lucrurile care vedeam pe acolo și toate le povesteam așa cu Domnul, s-a întâmplat o lucrare cea mai frumoasă și mai minunată. Că după zile acele, nu știu câtă jumătatea de zi, a doua, nu știu, sunt multe lucruri care m-a purtat Domnul să mă arată. Cea mai frumoasă și minunată lucrare era că mi s-au înduit picioarele, n-am avea aripi, dar nici solul Domnului n avea aripi. M-am dus așa telepatic și mergeam și mergeam și spuneam, Doamne, prea minunată, prea minunată este împărăția Ta. Și solul Domnului a zis, asta nu e împărăție, Ăsta este drumul. Și m-a așezat, așezat lângă o cetate. Și că m-a așezat lângă o cetate și am zis, Doamne, aici e împărăția, aici este raiul. Și am zis, nu, aici sunt adevărați creștini. Și am zis, Doamne, dar și eu sunt un creștin. Și am zis, Doamne, ai fost numai cu numele? Ai rostit numele de creștin, ai vorbit numele de Domnul, dar n-ai fost creștin. Adevăratul creștin nu face ce ai făcut tu pe pământ. Și acum vin să-ți arăt ce înseamnă un adevărat creștin. Zice, ceea ce tu vezi, slava și puterea care vezi peste ei, ei nu sunt în rai. Slava era peste ei în biserici, în corturi, în familii, când se împărtășeau cu trupul și sângele, când se dau boteze, nu erau râsete. Era bucurii în Duhul Sfânt, cobora slavă, îngerul apelor cobora. Asta era. Și zice, atunci solo Domnul, vezi, aceste bucurii, ele aveau pe pământ. Dar unde sunt ei, tu nu poți să vezi acum. Și o zis solul Domnului, tu când erai pe pământ și te prigona cineva, te vorbea de rău, tu te plângeai, tu te vaitai, tu căutai dovezi să clarifici lucrurile, să se facă dreptate aici între oameni, să fii totul la zi cumva față de oameni. Dar ei nu și-au făcut dreptatea. Când erau vorbiți pe, de rău, pe nedrept, se bucurau, tu te întristai, o zis solul Domnului. Ei când erau prigoniți, erau bătuți, ei nu se apărau. Au zis solu Domnului, tu te apărai. Cum te numești creștin? Numai cu numele? Îți merge numele că trăiești, deci mort? Creștinii s-au încrezut în cila tot puternic și creștinii simțeau plăcere în defăimări. Tu în defăimări simți întristare, poți să fața, ai avut. Și zice, unde ți este plăcere? Unde sunt lucrurile acestea, sens acestor lucruri? care trebuie să ai, să te bucuri când ai înnăcas, Tu înnăcas trimis bilete, frasul, rugați-vă că am năcas cu copii, am înnăcas cu soții, am năcas cu vecini, am năcas, năcas Și aici spune că ei se bucurau înăcasurile lor. Și așa mai departe. Și apoi am înțeles că eu nu sunt creștin. N-am fost creștin, ci doresc să fiu creștin. După ce s-a terminat lucrarea aceasta, este, în cuvinte nu pot descrie, o altă lucrare și mai frumoasă, și mai frumoasă. M-a dus înaintea unei porți, acolo era pe poarta așa Biblia. Și Biblia se deschidea foile singure, acolo tot e viață. Nu punea mâna să răsfoim așa ca e pe pământ, răsfoim ăsta. Nu! Acolo Biblia singură se deschide foaia, se deschide foaia. Și când trece să deschide foaia, atunci cu cât se deschide, se crepa din ușă. Ca și zi, între zi și noapte. Era foarte, foarte important. Și acolo în mijlocul grădinii erau floare mare, frumoasă. Treceam aer așa din floarea aia, mă așa, parcă sorbeam, sorbeam și mai tare. Și știam așa de minunat că acolo era ca o veșnicie. Nu mai știam de pământ, de soții, de copii, de nimica, nimica. Nu te mai plictisiai. Nu puteai, cum să spun, de bucuria aceea, de minosul acelei flori. Florile se disprindeau și vineau la nas Mergeau înapoi ca fluturii, vinea alta și tot așa, parcă tot, nu știu, în cuvinte cum să vă spun, să vă exprim de bucuria cea frumoasă care au fost. Și așa au lucrat Dumnezeu în care, după ce m-a dus Domnul din nou, solul Domnului, m-a dus pe pământ, am revenit. După ce am revenit, simțeam că acolo în spital, unde eram în coma aia, dădeam așa de pat. Că l-am simțit că mă, mă las așa, buf, și m-am trezit. Când m-am trezit, a fost vorbirea în limbi, domnul a lăsat acolo, doctorii s-au panicat, vorbeam lucrurile, eu continuam vorbirea, continuam să spun acolo ce vedeam și în timpul ăla a fost o, o femeie a unui advocat. Când au zis, că ce vorbesc, în timpul ăla vorbeam acolo în spital, femeia advocatului a luat cerceii jos, a luat inelele, a luat rujul, a luat tot ce se vopsea femeia de avocat a fost la adunare la biserică la noi. Și au zis, hai și du la biserică, vreau să mă pocăiesc. Dar te rog să vii să vorbesc cu soțul meu ceea ce Dumnezeu ți-a arătat. Că eu eram atentă când gura ta vorbea. Zice, după ce m a trezit, m a pus acolo la animale, m-a dus în salon, ea a de eu continuam cu vorbirea. Și am vrut să mă duc la advocat să-i vorbesc de lucrul acestea, dar să ferea advocatul de mine nu dădeam de el. să sa totdeauna spunea, uite, trebuie să vină, eu am văzut cu ochii mei, ia așa, așa. Și atunci advocatul zice ascultă alege. Pentru mine ești o gâlbănare. Dacă nu spui pui înapoi pe buze, dacă nu te vopsești înapoi cum ai fost, dacă nu spui cercei, dacă nu spui nerele, cum i-ai terminat? -o? Acum divorțăm. Advocatul la soția lui. Și atunci ea trebuia să aleagă, să rămână cu advocatul sau să rămână cu Hristos. Și asta era lupta între ei. De două ori cred că m-am întâlnit, nu mai știu despre viața lor. Dumnezeu lucrează într-un mod foarte frumos. Și am dorit ca să putem înțelege lucrurile în vremea aceasta. Să putem trăi Sfântă Pocăință, că vremurile sunt grele, iubiții mei. Și mă spuneau că nu e așa, că omul moare și uite și gata. Nu e așa, iubiții mei. Când dumneavoastră vă închideți în cameră, ușa încuiată, pat moale și aveți vise. Și în visele cele sunt lucruri care n-ați dori să le aveți. N-ați dori. Atunci vă treziți din vis și spuneți ce bine că nu e adevărat. Dau veșnicie, numai într-un vis să fim. Ce groaznic este. Dumnezeu există cu adevărat. Omul care nu se mâne, nu se ceartă, nu vorbește de rău pe nimeni, are o pace sufletească. E... Nu vă pot descrie în cuvinte. La omul ăsta nu-i mai trebuie nimic. Dacă are, așa cum dacă nu are așa cum are. Deci o viață în care este foarte, foarte fericită. Oamenii au bani sau alții nu au. Oamenii au mașini sau alții nu au. Sau mâncare sau alții nu au. Dacă nu ai pe Domnul, ai aceeași bucurie, ai aceeași nădejde, aceeași viață. Și dorința mea este aceasta să înțelegem că Iisus Hristos este cu adevărat. N-aș dori nimeni să ajungă în locurile groaznice a și am vrea să trecem de la moarte la viață. Nu vreau să panichez pe nimeni. Isus Hristos există. Că este în cer. Unde este El? Să fim și noi. Dacă credem în Isus Hristos, El nu se contrazice. Nu avem boala cercetărilor, a contrazicilor. Vorbim frumos că Isus așa ne învață. Mai bine să vorbească o țară de noi urât, dar noi să nu vorbim de urât. Trebuie să fim blânzi și smeriți, căci Dumnezeu asta ne vrea. Și atunci ne vom da seama, ne va părea rău, că am putut să ne îndreptăm viața și n-am făcut-o. Am putut să fim mai blânzi și n-am fost. Că nu câștigăm nimic dacă ne răzbunăm. Răzbunarea este a Domnului. Și câștigăm dacă vorbim frumos și dacă oamenii nu vor să ne asculte cuvintele noastre, măcar să vadă trăirea care o trăim. Un verset vreau să spun în Psalmul 40 cu versetul 3. Domnul a pus în gura noastră o cântare, o laudă pentru Dumnezeu, și mulți ții mi-au văzut lucrul acesta și s-au înfricoșat și s-au încrezut în Domnul. Păi dacă nu este ceva nou în viața noastră, nu sunt cuvinte de laudă pentru Dumnezeu, noi nu lăudăm pe Dumnezeu la servici, nu lăudăm oriunde mergem, cum să se mai teamă oamenii? Credeți-mă, oamenii văd ce văd. Durerea am așa în suflet căci Duhul Sfânt să lumineze pe toți predicatori, pe toți care pe TikTok, pe Facebook. Dacă fac un studiu biblic, să nu facă cu boala cercetărilor. Să scoate la evidență pe Isus Hristos. Oamenii din lume stau în umbră și... Deci nu ia ceva. Așa sunt pocăiți. Uite cum se contrazic. Uite cum se ceartă. Uite cum se... Și uite că noi ortodoxi și nu facem așa ceva. De preoții noștri. De călugări noștri nu vorbim chiar în halul ăsta ce vorbesc ei. Și oamenii judecă. Eu am fost la preot, am slujit un an și patru luni. Știu toate, toate lucrurile care sunt. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rugați pe Domnul să lasă lumina peste frați care vor să transmită un mesaj pe TikTok, pe Facebook. Să transmită dragostea lui Dumnezeu, lumina. Să nu se vadă mânia, certurile, contrazicerilor. Că așa ceva nu-i plăcut lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Am venit cu filmarea aceasta. Sincer vă spun, nu-mi place să fac filmări. Nu-mi place să stau înaintea ecranilor. Domnul să mă ajute să trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Deci, această filmare am făcut pentru YouTube-ul acesta, pentru frați care vor auzi. Nu fac sincer, spun. Vreau să trăiesc pocăința. Spune că, slavă lui Dumnezeu, nu stă în cercetarea lucrurilor, ci în ascunderea lucrurilor. Eu, dacă vorbesc în biserică, filmează cineva sau pune, eu n-am treabă. Dar persoana mea nu mi-a dat, nu știu. Nu mă simt eu în larg, nu simt eu călăuzirea așa. Duhul Sfânt să coboare peste mine când stau înaintea unui ecran ca să transmit aceste lucruri. Domnul să vă binecuvinteze. Poate trebuie să mă mai luminează Domnul, Poate